ajuns să vorbesc la între m-am stricat astăzi și am fost la o trupă de actori. Cu ăștia n-am colaborat niciodată. Am mai avut eu altă trupă de actori, comiști. Până la urmă le-am zis, bye bye. De fapt, ei făceau prea multe naturi, au rămas până la trupă. Oricum, erau împărțiți. Câțiva, nu știu, care erau ok. Ca așa se întâmplă în programa. Unii, da, se tot apoi. Și mai o trupă de actori care și ăștia ce că e amatori. Băi, sunt bunicei. Și ăia și ea. Asta trebuie să recunosc. Dar cam greu ce am adică trebuie să... Sunt bunicei. Unii dintre sunt chiar tipuri. Dar cam greu ce nu așa. Trebuie să învețe o piesă cam într-una de zile. Când se uită la mine pe YouTube, că se uită. Ar trebui să învețe ceva. Eu profesez de vreo 3 ani. De unul singur. Nu scrie nimeni scenarii, nu face nimeni regia, n-am scule. Am doar un webcam și pe mine. Fac totul așa pe loc. E, acum doar discuta să fac un monolog. Deci trupa de actor. Nu-i dau. Nu dau numirii la actor. Pățanii cu voi. Ne-am întâlnit acolo. Eram într-un cerc vicios. Și a început trupa de actori. De când știu eu pe ăștia? Dinainte, eu oricum ocupam de poezie, n-aveam chef de teatru. Toate că eu jucam teatru și dinainte de actori. Păi acum, viața, dacă poți să faci chestia, trebuie să joci teatru. Spre exemplu, la prima vizită a fetei mele. Și după am mai făcut câteva vizite. Gata, nu s-a tăiat. Plângea inima mine pentru că alea urlea. Se purta foarte urât cu mine. Și eu ca să nu o afecteze pe fată, i-am zâmbit. Înțeles că totul era fals, dar atât de real, că fata zâmbea la mine. Deci alea cu ceva. I-am vorbit foarte calm. Așa o mângâiere. Cu toate că în mine explodam. Da, demenți, dacă am avut parte de demenți, am avut parte de demenți. Chestia că afecta și copilul, dar copilul nu și-a dat seama. Că începuse să o bag în mreje, știi? Mi-am luat la revedere de la ea. Și cantea. E bun, dar... Și tot așa, câteodată, e bine. Mi-a folosit tehnicile din teatru care le-am furat, în ghilimele le-am furat, nu, le-am studiat, am și citit. Despre teatru grecesc, teatru japonez, astea. Cum erau făcute sările în teatru grecesc, auditoriul ăla, cum se amplifica sunetul, că nu era amplificat, era doar în chestia de evantai. Deci ce să ai cu actorii? Și actorii a început să se ia după mine. Îmi place. Păi, fetele, înseamnă că sunt o valoare. Dar dacă aș avea apreciere de la voi să-mi va pula, mi-ar fi să-l face greață. Dacă vreți să știți, m-am întâlnit cu actori adevărați, am vorbit cu voi, cu câțiva, am interacționat, ca de la om la om, da, da, și am simțit apreciere, deci n-am nevoie de aprecierea voastră, de fapt e depreciere, de ce? Începuseți minciunele, că vă oprește lumea pe stradă, v-am văzut acolo, au, păi voi oricum n-aveți site pe internet. Cine să vă vadă? Ce, vin 5 oameni, dacă vin în sala voastră, și brusc ăla povestește, altceva n-are ce face să povestească ce e acolo. Îi arată lui Fisul, ia uite unde am fost eu și îi filmează pe telefon. Ăla altă treabă n-are decât să nu se uite la filme porno sau la televizor, la un meci de fotbal. Sau să vorbesc cu prietenii, decât să uite la filmul să vorbesc de teatru. Să mă fac. Fisiu, dacă ar veni la o piesă de teatru, ar fi o piesă modernistă. Nu s-ar duce la Shakespeare, Tristan și Isolda, Romeo și Julieta, nu? S-ar plictisi. Richard, inima de leu, poate m-aș duce eu. Da? Ăla s-ar duce ceva la porno, sexy, umor de ăsta, spiritual și grobian, cum îl fac eu. Da?
Deci, dacă vreți să angajați la băiat, că am văzut aluții, aveți țigări, îmi dați băutură la mine și poate vă învăț câteva lucruri. Și mă angajați ca și regizor și faceți ce vă zice băiatul. Și ca și scenarist, vă scriu scenariul. Și după aia vă trasez și costumele alea care le îmbrăcați. Nu vă dezbrac în pula goală și pista goală, că ca regie, din când în când. Știi cum o facem? Dacă vreți, eu vă propun. Chiar vreau să vă ajut, dar contra cost. Semnăm contract. De ce? Știu că vine ceva firme pe la voi și vă face reclamă. Sau dacă nu, le găsiți. Sau dacă nu îmi dați treaba cu trupa de actori și mă duc eu și iau sponsor. Că v-am mai propus. A, nu? A, atunci nu mă aveți. Eu pot să mă angajez unde dracu fac. Mai aștept până în februarie, da? Eu cu voi nu. Nu apa pe sus. De ce? Da? Mi se vede. De ce? Imaginea cu ce. Dacă scrie doar numele Dan Răducu, regie și scenariu, e o chestie. Poate apare atunci, știi, la aplauze. O să iasă mișto. Atât. Și factor activ, nu. Iar ca regie, o fac de aici, de la mine de acasă. Vă puneți un laptop cu o cameră web, de aia mai performantă, sub fotavan. Să-i băgăm și un dispozitiv de ăsta ca să pot eu să văd cu camera. O cameră de aia mai performantă, știi, ca la sistemele de supraveghere. Să se miște de la 180 de grade în toate direcțiile. Și să mă văd bine. Și un microfon direcțional, ca să pot să aud. Și vă dau indicații. Cum să te duci pe scenă, ce să faci, ce să zici. Ale. Vă dau și tehnici de învățare a textului. Până similitudini, până anumite, până dalea. Vă cunosc ce vă poate pielea și vă ajut. Dar nu vin eu cu povești că te-a oprit nu știu cine pe stradă. Deci, să zicem, 10 ani înainte de Dan Răducu, voi profesați, nu vă oprea nimeni pe stradă, doar vă dădeați premiul unul de la altul. Azi nu mai ne că pute. Și deodată când pe mine mă oprește pe stradă, pe mine doar nu mă oprește, mai mulți. Mă și filmează, pula mea, puștea nu știu, zăpăciți. Nu are nimic, vrea să mă filmeze, mă postez. A venit și puștea ce, pac, mi-a luat poză. M-am străbat, zicem că nu te duce la orice om și bani. Alții s-au fotografiat cu mine. A, ce nu, mi-a cerut autograf. N-avea nevoie, era mai mișto o poză. Vezi, sunt model. Acum vă oprește și pe voi, mă. A, și după aia vine unul, vreau să profesez la voi din trupă. Și tu, hai, vino, dar fii atent că nu suntem. Am crezut că sunteți profesioniști. Voi am văzut pe totul la voi. După un an de zile, nu spun umilii la actorul ăla, era actor și regizor, va dădăcită la un an de zile, nu m-a lăsat nici la repetiții să vă văd. Era căcat. Este adevărul. Unii dintre voi din trupă o să recunoască treaba. Că unii sunt mai greoi, alții sunt mai rapizi. Nu m-ați lăsat. Păi e surpriză. Oh, și ăștia e fost surpriză. Într-adevăr a fost surpriză. Oricum i-am făcut bun. V-am aplaudat să vă încurajez. Aia sau chiar a fost o surpriză. Dar era cam peiorativ din partea mea. Scuzați-mă, s-a rău. A fost o surpriză că după un an de zile încurcați să replice. Ați sărit replici. Cu toate că eu nu cunoșteam piesa. Dar era oarecum dezlănată. Nu că erau tăiate pasaje. Da, erau ca să fie mai scurticică, foarte bine. Ca o piesă, de obicei, durează 2 ore și ceva. Nu că sunteți voi proști. Nu putea să intre în timpul ăla de. Dar s-ar fi legat, știi? Și pâc, dialogurile pula mi-am dat seama. Ați avut câteva greșeli originale. Și unii dintre voi chiar erau halucinați, nu știu de unde să înceapă.
Noroc că era un tip care chiar învățase bine aia și vă șoptea ca să știți de unde să o luați. Norocul ăla. Care oricum ăla nu e. Departe de-am fi cu el. Dar trebuie să-i recunosc. Bă, baremul ăla a fost serios. A învățat textul.